s-au revenit pe canalul meu. Astăzi vreau să vă arăt acest machiaj de Revelion, care este exact pe gustul meu. Glam, super drăguț și cel mai important aspect, părerea mea, din acest video, este că totul este făcut cu produse ieftine, adică cu produse drugstore. N-am făcut niciodată un astfel de video și m-am gândit ce altă oportunitate este mai bună. Haide să ne machiem împreună. Îmi intru creangă de la bradul ăsta în spate, stați așa sus. Așa, bun. Două variante de fond de ten. Matte Clay de la Body Shop și Catrice Liquid Camouflage. Ambele sunt super bune. Acesta este mai mat, iar acesta este mai puțin mat, să spunem. Nu știu, în funcție de ce vreți voi, puteți să le folosiți pe oricare. Eu, sincer, pe acesta îl folosesc cu burețelul, iar pe acesta cu pensulă. Dar din moment ce vreau să folosesc cât mai puține ustensile ca să fie cât mai ieftin, îl voi folosi pe acesta de la Catrice Liquid HD Camouflage. Nuanța e puțin ciudată, nu înțeleg de ce, e un fond de ten, adică e o sticlă nouă. Ok, hai să dau, am să dau până la urmă și cu Body Shop, nu e necesar să faceți chestia asta, însă nuanța e greșită la ăla de la... Oh, Doamne, ce bine am început, da. Ce nu-mi place melodia asta? Hai, cumva am scos-o la capăt cu nuanța asta. Puteți la fel de bine să folosiți doar unul, trebuie să le folosim pe amândouă, dar o trebuie să mă salvez un pic de nuanță. Încă nu e o nuanță perfectă, dar super! Și-am dat și fond de ten pe asta. Wow! Ce Zana, ce talentată ești! Bravo! Ok, corector. L'Oreal Infallible Morning Concealer Paris. Toate produsele sunt oricum în descriere. Nuanța Oatmeal. Oricum eu în descriere vă pun direct nuanțele care trebuie, deci... De aceea nu vă scriu de obicei și nuanțele. Și ca să luminez mai mult, vedeți că eu am să folosesc mai multe produse, dar nu trebuie să folosiți atâtea. Cumva puteați la fel de bine să folosiți doar corectorul de la Catrice HD, însă cel de la L'Oreal parcă are o leacă cu perdere mai mare. Dar am nevoie să-mi mai încălzesc puțin fața, fiindcă acest fond de ten este foarte rece de la... Nu pot să-mi explic de ce nuanța este alta decât cea pe care am avut-o. Deși este aceeași nuanță, dar mă rog. Vedeți, corectorul ăsta este mai galben și am nevoie de treaba asta. Oricum e super, super ieftin. E gen 15 lei de pe notinul, pun în descriere. Eu, sincer, niciodată nu-mi conturez fața. Adică, niciodată nu fac highlight din ăsta. Niciodată nu fac treburi de genul ăsta, în mod normal, însă în momentul ăsta în care mi-am greșit cumva sub tonul la fond de ten, trebuie cumva să mai încălzesc și fac tot posibilul să-mi iasă. Și pe pleoape, ca să anuleze venele. Iisuse Hristoase, ce-am făcut? Vedeți? Nici mie nu mi-e întotdeauna combinațiile. Știi, ca la chimie. Faci, adaugi și... Dar vezi că... Dă error. Dar mergem mai departe. Pudră. RCMA No Color Powder. Știu că nu e ultra ieftină, gen 50-60 de lei de pe Beauty Bay. Dar dacă o cumperi, gen, te ține măcar 2 ani. Măcar 2 ani te ține chestia asta de pudră. Eu am de aproape 3 ani. Am de 2 ani jumate. Și na, știți cum folosesc eu pudră? Adică uitați cum folosesc eu pudră. Nu știu, eu chiar sunt o adeptă a folosirii pudrei. Evident, pentru că am și tenul spre gras. Dacă aș avea tenul spre uscat, nu aș folosi atâta pudră. Dar... Frate, derapez, las o baltă! Cum spuneam legate pensule,
Este că trebuie să-ți cumperi câteva de foarte bună calitate. Cu toate că la make-up poți să-ți iei super ieftin și să funcționeze unele chestii. Nu absolut tot, dar cu pensulele sunt ca pensulele unui pictor. Trebuie să fie de foarte bună calitate și nu trebuie neapărat să fie scumpe. Spre exemplu, Real Techniques fac pensule foarte bune și sunt ok la preț. Adică sunt cam jumătate din prețul celor de la Zoeva. Deși Zoeva, părerea mea, sunt top. Adică orice pensulele de la Zoeva sunt fantastice. Și chiar schimbă un machiaj. Bun, și pudră. De ce pun atât de multă pudră? Pentru că deasupra când faci contur, când din astea se așează altfel, când nu pui pudră, nu știu. Am încercat să folosesc mai puțin, dar funcționează. Contur. Am doar unul foarte închis de la The Balm, Bahama Mama. Hai cam să vedem cum îl aplicăm noi ca să fie mai... Voi folosi două pensule pentru că vreau să folosesc doar un singur contur. Voi folosi pe asta mai mare de la Real Techniques. Scuturi super, super bine. Mai aveam un bronzer, dar l-am uitat la Cluj. Ok. Și... pentru că prima oară fac partea de bronzer și aplic așa mai sporadic, urmând ca mai apoi să vin... Când nu aplic pudră, se aplică în pete, rămân dungi. Na, nu știu. Chiar e fain, foarte fain bronzerul, conturul ăsta, dar e foarte, foarte închis. Deci eu îl folosesc numai pentru machiaje de seară. Și evident, duceți-vă până în linia părului, pentru că se vede. Orice coafură v-ați face, se vede dacă vă opriți. Și acum iau pensula asta de la Zoeva. Vă pun în descriere, evident. Aceasta nu se găsește pe Sephora. Eu am cumpărat-o din Spania. Și facem, uite așa, contur. Doar aici, la bază. Aplic. Și apoi voi... Revin cu pensula asta la altă și îl pierd așa. Pensula de pudră mai revin puțin peste conturul de la gât ca să fie uniform și să nu se vadă dungi. Și acum pentru conturul la nas iau, cum am spus, această pensulă. Încarc cu contur. Prima oară las excesul aici, sub buză, și începem la nas. Îmi place să încep sub sprânceană. Se... nu știu, e un efect mai natural, să spunem. Cu cât faci aceste linii mai apropiate, cu atât nasul va părea mai îngust. Dar totuși nu le face depărtate ca să nu pară nas de purceluș. Și pe puntea nasului pun niște fard deschis la culoare, adică fard, niște pudră. Cu o pensulă din asta. Am făcut conturul, acum hai să trecem la ochi, că în funcție de ce culori voi folosi la ochi, îmi voi alege și blush-ul, iluminatorul. Voi folosi doar această paletă de la Boysenberries, este fantastică, save the date. Uitați ce nuanțe frumoase are, iar nuanțele astea asidefate sunt comparabile cu cele de la Huda Beauty, Anastasia, adică super, super, super bune. Nuanțele foarte pigmentate și, nu știu, pentru o paletă de 90 de lei, e, chiar au făcut o treabă super, super, super bună, deci chiar vă încurajez să o încercați. Prima oară voi lua bronzerul, pentru că puteți folosi la fel de bine nuanțele pe care le folosiți pe față, mai ales dacă vreți un machiaj mai natural. Și dispersez pe în întregul pliu. Așa, destul de neglijent. Încă o recomandare, în caz că vreți să vă faceți machiajul feței primul, cum prefer să fac eu, mie îmi place mai mult să fac machiajul feței primul, deși na, se mai întâmplă să mai cadă pudră de la fard, aplicați niște pudră sub ochi. Pentru că vom folosi glitter, iar în caz că sigur va cădea glitterul, să îl putem îndepărta ușor.
Machiajul ăsta va fi super stilul meu. Mie îmi plac așa, machiajele în care să ți se vadă ochii, să-ți pună în vedere trăsăturile, în vedere, în evidență trăsăturile. Evident, pe canal mai fac și machiaje mai încărcate, pentru că vreau să vă ofer niște diversitate, să nu fac aceleași machiaje. Dar dacă este să mă regăsesc într-un stil, este stilul acestui machiaj pe care îl voi realiza astăzi. Intru în paleta de la Boys & Berries. Mie oricum îmi plac aceste nuanțe cu subton roz, dar pe acesta nu îl voi face super, super roz. Că, da, am făcut deja unul roz, cel de Crăciun, pe care îl pun în descriere. Dar trebuie să fie ceva așa, pe stilul meu mai movuliu. Vedeți că eu când mă machiez, îmi mișc capul în toate pozițiile, pentru că e important să vezi cum se așează fardul din toate pozițiile. Adică dacă te uiți doar dintr-un unghi, s-ar putea când întorci capul mai așa să vezi că, opa, am ratat un unghi, am ratat o porțiune și a rămas gol. Începem să punem culoarea, adică maro. Ce voi folosi va fi acest maro și acest negru, care sunt niște farduri foarte, 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 foarte bune. Și mă voi folosi de această pensulă de la Zoeva. Deci, dacă aveți nevoie de o pensulă bună, luați-vă o piesă de la Zoeva. 227. Incredibilă. Este și la Sephora la noi. Nu am cuvinte să spun cât de bună e pensula asta. Nu există cuvinte. O puteți folosi într-o grămadă de feluri. O întoarceți pe toate părțile. E pensula aia numărul 1, știi? Și mișcări super, super ușoare. Prima oară depozitez cea mai mare cantitate la baza genelor, spre baza genelor și în măsură ce mă ridic, aplic din ce în ce mai puțină presiune. Iau pensula dinainte și trec super, super ușor peste colțuri ca să mă asigur că sunt blendoite. Iau o pensulă mai mică. Ceva de genul ăsta, orice pensulă mai mică aveți, pentru că vreau să mă duc și mai la baza genelor. Și sub ochi. Tot cu maro. Cu pensula asta, acum pun negru. La fel, scutur super bine. Și pun negru exact la bază. Și mă duc așa în exterior, ca și cum aș face o codiță de tuș. Și vin cu pensula de dinainte cu maro, mă rog, pe care n-am mai pus maro, dar aveam maro. Și blendez, vedeți că aplic foarte, foarte puțină presiune. Și cu pensula dinainte de blending. Vedeți, folosesc cam aceleași pensule. Aplic puțin tuș din acesta negru de la Inglot, negru în nuanța 77, cu o pensulă de buze. Am dat așa puțin ca să fie o bază, iar acum revin cu fard negru pe deasupra să-l smăgiuiesc. Glitter glue de la NYX. Nu aplicați mult. Ca bază pentru glitterul pe care îl voi folosi, acesta de la Boys & Berries în nuanța Ecstasy VIP L02. Puteți la fel de bine să folosiți Metal Shock Shadow de la Essence. Sau, nu știu, sau să-l aplicați așa, dar e mai intens cu o bază de desubt.
să amestecăm. Și cum mai revin cu ceva negru. Depărtez pudra. Și la fel. Revin cu tuș. Fard negru până am intensitatea dorită. Acum aplic niște creion maro. Creion maro de la Essence. Iar pe linia pe jos, un creion nude. Încă puțin fard pe pleapa de jos, negru. Timpul pentru sprâncene. Altă viață. Am tutorial cu modul în care fac sprâncenele în descriere. Clipul deja este lung și aveți acolo în detaliu cum fac sprâncenele. A, ce lipsește acel stui machiaj? Da, știu. Rimmel L'Oreal Paradise Aesthetic și niște genuțe. Deci eu pentru gene, prima oară îmi curbez genele, aplic L'Oreal Lash Paradise Aesthetic, varianta waterproof, iar apoi gene. Am folosit genele astea de la Forever Lash în varianta Wispies Black. Super, super, super faine. Vă las în descriere tutorial cum îmi pun genele, însă acolo foloseam alte gene. Astea chiar sunt foarte, foarte faine și super ieftine. Blush și iluminator. Rapid, pentru că se duce lumina absolut de tot, de-aia îmi place atât de mult iarna. Blush. Folosesc această nuanță din paleta de la Boys & Berries, pentru că am un machiaj așa mai pe roz. Și iluminator. Cu toate că nu este iluminatorul meu preferat, voi folosi această nuanță de aici, din paleta de la Sleek Solstice. Este o paletă foarte intensă. Mie nu-mi place foarte mult pentru că e genul acela chunky. Însă la fel de bine puteți folosi Mary Lou de la The Balm. Însă e cam... nu e foarte intens Mary Lou și fiind machiaj de Revelion, vrei să fie intens. Iluminatorul tău vrei să vadă din spațiu, nu de... cine stă la 10 metri de tine să vadă iluminatorul ăla să... îi cadă ochii. Eu fac un mix din aceste două nuanțe. Și pe deasupra mai vin cu pensula de pudră să se amestece. Buze! Dar voi folosi acest creion de la Rimmel în nuanța Nespresso sau Cappuccino. Și pe deasupra nuanța Shabby Chic de la Sleek. Și NYX Filler Instinct. Puteți să lăsați mat, dar eu vreau să fie juicy. Și cam asta este tot. Eu sper din suflet că v-a plăcut acest video. Vă mulțumesc tare mult că v-ați uitat. De asemenea, sper că vă place acest machiaj și că îl veți recrea și că îmi veți trimite pe Instagram, linkul în descriere și urmeți-mă pe Instagram, cum l-ați făcut. Și dați-mi idei de alte machiaje. Poate mă mai inspir și eu de la voi. Eu vă doresc un an nou fericit, plin de sănătate, iubire, noroc și să vă aducă absolut tot ce vă doriți voi. Vă mulțumesc foarte, foarte mult că ați fost alături de mine și în acest an și, cum spune vorba aia super, super iubită, ne vedem la anul. Mua!